Ce s-ar întâmpla dacă telechineza ar fi reală? Ce ai face dacă ai putea muta obiecte cu mintea? Dar dacă ai avea puterea de a controla lucrurile fără a le atinge? Ce se întâmplă dacă ți-ai putea folosi mintea pentru orice, de la îndoirea lingurilor până la ridicarea mașinilor și chiar oprirea gloanțelor chiar în fața ta? Care ar fi limitele la ceea ce ar putea face creierul tău? Încă din primele zile ale spiritualismului, mijloacele psihice au pretins să contacteze morții. În timpul acestor sesiuni, clienții lor au putut vedea obiecte care zboară misterios prin cameră. Iar mulți oameni au crezut ceea ce au văzut, numai că nu au văzut firele ascunse pe care impostorii le-au folosit pentru a păcăli publicul. Telechineza, numită și psihocineză, a fost deblocată de sceptici precum Harry Houdini, iar în 1926, magul a oferit $10,000 cu i-ar putea arăta abilități psihice pe care nu le putea imita pe scenă. Nimeni nu a părăsit emisiunea lui Houdini cu premiul. În anii 70, telechineza a atras atenția guvernelor din SUA și sovietice. Au petrecut zeci de ani realizând teste, dar singurul lucru pe care l-au putut dovedi este faptul că telechineza nu este altceva decât divertisment pentru masă. Dar imaginați-vă ce puteți face dacă ați avea o putere de genul acesta. Cum ai folosi-o? Păi, să începem cu asta. Telechineza nu ar fi nelimitată. Gândiți-vă la ea ca la un set invizibil de mușchi. Cu cât îți antrenezi mușchii telechinetic, cu atât vei fi mai puternic. Poate te-ai descurca cu aducerea unei telecomenzi pe canapea. Poate ai putea să-ți faci o ceașcă de cafea fără să fii nevoit să mergi în bucătărie. Sau ai putea face lucruri mărunte levitate, doar pentru distracție. După ce ai înțeles cum stau lucrurile, ai putea începe să exersezi cu ceva mai mare, cum ar fi deplasarea mașinilor într-o parcare. Acest lucru te-ar obosi destul de repede și s-ar putea să nu se întâmple la prima încercare, pentru că, la fel ca orice antrenament, practicarea telechinezei nu ar fi ușoară. Va trebui să continui să lucrezi la asta. Poate îți poți stăpâni abilitatea telechinetică suficient pentru a îndepărta norii sau a-ți salva orașul de un uragan sau o tornadă. A te face să zbori prin aer ar fi mai greu. Asta ar impune să te îndepărtezi de obiectele din jurul tău. Și ar funcționa doar pe distanțe scurte. Dar ce îi spune să ridici o întreagă clădire în aer? Totuși, utilizarea puterilor tale telechinetice poate scăpa cu ușurință de sub control și poate deveni periculos pentru cei din jurul tău. Cel mai probabil ar necesita mult timp și putere de voință pentru a face chiar și cele mai ușoare trucuri, dar poate că este un lucru bun că nu se întâmplă în lumea reală. Legile fizicii dictează că undele creierului nu pot călători dincolo de limitele ecranului. Totuși, nu puteți îndoi metalul cu gândul, nu puteți face lucrurile să zboare și cu siguranță nu vă puteți levita. Dar dacă ar exista o modalitate de a vă oferi cel puțin un pic din această putere? Efectuarea telechinezei ar putea fi reală, dar ar include implantarea firelor mici în creierul tău. Tehnologia este deja capabilă să vă citească mintea folosind un implant care traduce activitatea creierului în vorbire. Acum însă, companii precum Paradromics și neonincul Elon Musk lucrează la tehnologie care vă poate permite să mutați obiecte doar gândindu-vă la ele. Cercetările lor sunt menite să ajute pacienții care suferă de paralizie, orbire sau sindrom închis și ar putea schimba viețile pentru totdeauna. Persoanele care suferă de paralizie ar putea folosi un implant cerebral pentru a controla dispozitivele de pe computer și membrele artificiale. În cele din urmă, implanturile ar putea deveni la fel de comune ca telefoanele mobile. Un dispozitiv în creier ar transfera volume mari de date prin fire multe, mai subțiri decât un păr uman. Totuși, nu ar fi genul de telechineză pe care îl vedeți în filme, în schimb ar fi unul asistat de tehnologie. Și dacă asta ar fi începutul fuziunii noastre cu tehnologia noastră, ce se întâmplă dacă pasul următor ar deveni cyborgul complet?